Verbuna! Eu sunt... Oana. Și-am venit să... A început numărul. A început, ok. Nu întrerupe pe concurentul. Ce puțin? S-a scârbit. Mamă, cât de șef la cuțit a fost asta, îți jur. Ce puțin, mă? Asta-i asta. Bună, din nou! Comentariile astea, astea. Le iubesc, mă. Pentru o secundă crezi că e pantomimă. Eu sunt Oana și până mai devreme am crezut că vin la Insula Tentațiilor, dar am aflat că sunt la Ai Umor și... improvizez. Nu, o să vă zic și până la final de ce am venit, că nu mi-amintesc exact acum. Așa se comportă, în caz că nu știați, o persoană care suferă de mommy brain. Mami de la mamă, nu de la mumie. Cred că vă întrebați ce este mommy brain. Îl văd pe Mihai tare nedumerit. Este o afecțiune cam la fel ca depresia și se manifestă printr-un fel de ceață care ți se lasă pe creier din momentul în care rămâi însărcinată și te mai ține așa o perioadă cât este copilul mic. Dar poți să ai mommy break și fără să fii mamă? Cu siguranță. Deci înseamnă că eu am mommy break. De ani de zile și am trăit ca prostul, nu știam ce am. Mă căutam de altele. Știi cum zic, asta teoretic, practic, faci un copil și s-o dăm pe aia dreaptă. Devii brusc proastă. Asta nu înseamnă că nu mai sunt și proaste pe stil vechi. Și nu prea poți să faci diferența. Îți dai seama când te uiți la ele și le vezi goale, în privire. Dar când este de la sarcină, te comporți așa, cam ca un robot, ca un președinte. Da, ideile nu mai circulă lin prin sinapse, se schimbă cumva structura creierului. Neuronii își dau ideile din gură în gură, ca la telefonul fără fir. Și ultimul, eu vă jur, e cel mai prost neuron care a nimerit vreodată într-un creier. Al meu cel puțin, eu cred că avea vocație de hemoroid și a avut pile și a prins un loc mai sus. Prima apariție din această seară a fost Oana Damaschin. Oana a venit astăzi pentru a exprima nebuloasa care se formează în jurul unei femei gravide. Da, subiect infertil la Ai Umor. Un număr lunguț, naiv, recitat, împiedicat, în timpul căruia ne-am plictisit. Și în timpul căruia Florin Dumitrescu a început ușor-ușor să se descompună, pentru că și-a dat seama că ce apare la televizor nu prea are foarte mare legătură cu realitatea în momentul în care te afli aici. Și ca să fie treaba bună, nici partenerul meu nu este mai breaz. De câte ori ieșim cu fetița în oraș, pierdem câte ceva. Dar, hei, nu ne mai supărăm pentru ceea ce pierdem, ne bucurăm că de fiecare dată ne-am întors cu ea acasă. Exact. Nu pierzi copilul, poți să pierzi orice. Și mai aveam de zis ceva, dar am uitat. Deci, teoretic, acesta a fost numărul meu. Practic, nu mai știu pe unde trebuie să ies.